Eu încă n-am văzut rezultatele propriu-zis, dar mi-a zis tata la telefon și a fost, adică eu am rămas surprinsă. Știu că am muncit foarte mult și nu zic că nu meritam, adică oricât de modest aș încerca să fiu, dar chiar la toate nu. Cel puțin la română știam că e mai subiectivă corectura și destul de copleșitor, da. Mai departe vreau să studiez la Politehnică, la predare limbă germană în principiu. Nu știu, sau să plec în sănătate, dar încă acum nu cred că se mai poate și cam târziu să mă hotărăsc. Da. Acum că ai la 10, poate te gândești să te reorientezi spre altă facultate? Păi oricum nu sunt foarte hotărâtă și așa, n-am fost, nu știu, sunt indecisă în legătură cu asta, vreau să fac ceva ce-mi place și încă n-am găsit ceva să fiu sigură că vreau în țară. Nu voiam să plec și asta e ideea, voiam să rămân aici, să plec după facultate și așa. Da, o să mai gândesc zilele astea, contează foarte mult, da. Sunt un pic nemulțumită, consider că, nu știu, am făcut mai mult de atât, dar o să depun oricum o contestație ca să dorm eu un păcat, să știu că am făcut tot ce se putea. Oricum, rezultatele în mare parte sunt bune, suntem mulțumiți chiar toți din liceu. Am avut și un rezultat 100% bun bac, cu ceea ce putem să ne mândrim, bineînțeles. Sperăm ca după contestație să fie un rezultat mult mai bun. Sunt mulțumit, e o medie foarte bună, zic eu, și deja cred că sunt intrat la facultate. Media 9,41, 8,95 la română, 9,60 la fizică și 9,70 la matematică. Am luat, în sfârșit. A fost cam greu, dar a meritat. Și de ce spui așa? Ai mai dat? Da, am mai dat. Anul trecut și abia acum am luat. Da. Din fericire. Văd că... Da. Mare parte, da. Da. Notele sunt mulțumitoare? Da. În județul Vrancea, la examenul de bacalaureat național, în sesiunea iunie-iulie 2015, au fost înscriși 2627 de candidați. Dintre aceștia, fiind prezenți 2500 la probele examenului și absentând 127. În urma evaluării lucrărilor la cele trei discipline, 1760 de candidați au fost declarați admiși și 739 respinși. Astfel încât, din situațiile statistice, rezultă că în acest an, înainte de contestații, promovabilitatea la nivelul județului Vrancea este de 70,40%, iar în funcție de seriile în care au fost înscriși sau pe care le reprezintă candidații, cei din seria curentă au înregistrat o promovabilitate de 79,55%, iar cei din serii anterioare o promovabilitate de 29,39%.